Hello, guys! Ce faceți? Eu sunt Antonio Pican și aia e iubita mea frumoasă, care are 2 metri jumătate și e foarte greu să urlă. Adică! Până acum ne-am amuzat. Nu, ești micuță și ești micuța mea și frumoasa mea. Până acum ne-am amuzat. Eu sunt cum trebuie, tu ești prea înalt. Da, exact, eu trebuie să mă întâi din picioare. Asta este că iubita mea stă mai în față, eu stă mai în spate. Dacă esențele tari se țin în sticluțe mici. Exact. Ai pornit subiectul ăsta, o să zic toate replicile pe care le cunosc. Gata puile, gata puile. Dacă până la finalul clipului n-o să fac febră musculară la picioare, să ziceți mie, cuțu. Ai gata. Guys, astăzi ce m-am supărat? Nu, te-ai supărat? Da. De ce, puiule? Te-ai supărat? Ești tu prea înalt. Astăzi, dacă tot s-au încălzit motoarele, astăzi o să facem cel mai tare clip. Karma. Astăzi o să facem iubit versus iubită sau iubită versus iubit. Și bineînțeles și iubita asta mică o să câștigem. Da, nu prea cred, pentru că sunt destul de antrenat. Am pregătit 5 probe pentru astăzi iubita mea, pe care iubita mea nu le cunoaște. 5 probe care au la rândul lor 5 pedepse. De ce spun asta? Pentru că atunci când o să adică facem... Adică un challenge cu o provocare, oare? Da, adică un challenge cu o provocare. Okay. Facem challenge-ul, atât eu cât și tu vom facem challenge-ul. Atât eu cât și iubita vom face același challenge, iar cel care reușește să-l ducă la bun sfârșit va câștiga, iar cel care nu va trebui să facă pedeapsa. Și iubire, crede-mă că am pus niște pedepse de nebunie maximă. Adică, yeah, hai, adică vrei să-ți zic una dintre pedepse? Da. Una dintre pedepse ar fi, nu știu dacă știi, dar noi doi ne-am achiziționat o mică piscină pe care m-am plasat-o acolo lângă grădină. Și nu știu dacă știi, dar e ora cam 9. E cam noapte, da. Și e cam rece afară. Și cam apa e cam rece. Așa, și ce vrei? Iar cel care va pierde va trebui să se arunce în piscină. Dar din prima, nu? Așa să e. Va, da! Și părul meu! Make-up-ul! Abia m-am spărat pe cap! Să sperăm că voi pierde eu acest challenge. Dar mă cam îndoiesc, pentru că fiecare pedeapsă este pusă la cel jur care trebuie. Adică... Adică tu ai făcut challenge-uri? No! Stai puțin, că nu mi se pare corect. De chiar ce? Nu mi se pare corect. Tu fix tu ai zis acum, fiecare pedeapsă e pus la challenge-ul corect. Adică challenge-ul pe care tu știi și crezi că ești în stare să-l faci? Nu. Ba da, așa l-ai făcut, nu? Nu. Vreau să le văd. Astăzi vom vedea pe live cum carul mic răstoarnă carul mare. Nu știu ceva ce ăsta era, nu? Da. Anu buturuga mică răstoarnă carul mare. Da. Dacă vreți să mai vedeți challenge-uri nebune și provocări și prank-uri între noi, mai ales prank-uri. Nu uitați să rupeți butonașul de like și vreau ca pentru acest clip, ținând cont că e mai special, să facem 25.000 de like-uri. 30.000. Da. Eu nu cred că putem face. Ba da, facem. Nu putem. 30.000, deci fiți atenți. Dacă țineți cu mine din start acum la challenge-ul ăsta, doar pe ăsta pe care îl știu, pe care mi l-a zis acum, cu săritul în piscină, dacă voi credeți că nu eu o să fiu aia care se aruncă în piscină, ci baby, lăsați acum like și ne strângem 30.000, sunt sigură, pentru că tu o să te arunci în piscină. Deci o să mă zbat atât de mult la challenge-ul ăla, încât tu o să fii cel care se aruncă acum noaptea în piscină, în apa rece, care este... Deci ne-am înțeles, Anto se aruncă în piscină mai mult ca sigur. Și ținând cont că sunt 5 probe, în cazul în care vom face gen egalitate 2 cu 2, la un moment dat cineva va avea 3 și 2. Puneți chiar acum stop la clip și scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige, fără să dați la final, pentru că astfel trișați și nu e corect. Bun, iubirea mea, dacă ești pregătit, ești pregătit, nu? Da. Primul challenge va fi unul foarte, foarte simplu. Ai mai jucat vreodată în viața ta jocuri pe calculator, nu? Ai jucat jocuri. Da, să îmbrac fete, să le fac unghiile, să... Ai jucat vreodată FIFA? Eu știu că ai jucat Mortal Kombat, FIFA ai jucat vreodată? Nu, Mortal Kombat, da, îmi place de mort. Spre norocul tău, nici eu n-am jucat așa de multe ori, de asta am zis că să fie mai fair. Așa că... Nu e fair, că FIFA chiar... este joc de băieți! Ai jucat doar o dată sau de două ori FIFA! De ce mai filmez acest vlog? De ce filmez cu mine? De ce filmez vlogul ăsta cu tine, puiule? Că ești prea frumoasă! Și mai înfrumusețez vlogul ăsta și le faci să fie minunat. Bun, guys, deci primul challenge va fi, iubirea mea, să jucăm un match de 1 versus 1 pe FIFA! Nu știu dacă știi, puișor, dar s-a lansat un concept super, super nou în care te poți juca 1 versus 1 pe FIFA, orice versiune,
atât pe PlayStation cât și pe Xbox, cu ajutorul cele mai tari platforme numite Winners, în care te poți juca alături de prietenii tăi fizic sau online FIFA și poți pune la bătaie bani reali. Adică, practic, acum când ne vom juca, putem, dacă îți dorești și tu, să pariem eu 50 de euro, tu 50 de euro, iar câștigătorul să ia totul. Da, guys, după cum vă spuneam, Winners este cea mai nouă și cea mai tare oportunitate de a câștiga bani în timp ce te joci FIFA. Adică partea bună e că dacă știi să joci, faci bani. Este foarte, foarte ușor să-ți creezi cont pe Winners, este gratis și mai mult decât atât, la înscrierea, pe primul link din descriere, o să primești un coin gratis, echivalentul la un euro. Hai să intrăm aici la Create. Ok, aici selectăm câți bănuți vrem noi să băgăm, în cazul nostru 50 de euro, ai nebunit. Selectăm jocul FIFA 2021, puteți să selectați și FIFA 2020 și PES. Ok, tare rău de tot. Bun, guys, trebuie să ne alegem echipele și este momentul cel mai interesant, pentru că noi chiar cunoaștem echipele de fotbal din câte v-am explicat. Știu, eu să mă joc cu Dinamo. Noi suntem niște... și eu vreau Steaua. Hai, pune! Tu ești, eu sunt... bă, pe care... tu vezi că tu ești, ăsta este portarul tău. Nu, nu ce băga poarta, nu! Invers, invers! Asta e portarul meu? Da. Hai, de ce invers? Eu dau la mine. Ce-ai făcut? Am dat gol! Ți-ai dat autogol, puiule! Mamă, dar ce cu forță mă duceam! Vă bucurați ca fraierii, efectiv! Băi, dar nu vreau să cred că... Deci... Am reușit să dau un gol? Am reușit. Am avut un gol tot meciul. Și am stat un gol, ai nebunit? Am reușit să dau un gol. Care este concluzia, puiule? Jucați-vă pe Winners dacă știți că jucați bine în FIFA. Pentru că o să puteți să faceți bani, ușor. Dacă nu știți să vă jucați FIFA, nu vă jucați. Uite, am avut câteva șuturi spre poartă, ok. Am avut. Care am avut? Bun, iubirea mea! Al doilea challenge! Să facem al doilea challenge! Și al doilea challenge este unul foarte, foarte simplu, pe care bănuiesc că l-ați făcut cu prietenii voștri de o grămadă de timp. Pentru asta nu mai trebuie să punem la bătaie bani. Pentru că pedeapsa este alta. Care? Vreți să spun pedeapsa? Da. Pedeapsa pentru acest challenge este, dacă tot suntem pe picanterii și pe din astea, să mâncăm un ardei picant. Pierzătorul trebuie să mănânce un ardei picant și nu orice ardei picant, un ardei picant de la mamaița, bunica mea. De la mamaia iubitei, mamica care sunt niște ardei. Mamă, deci mamaia face de obicei mâncărurile foarte picante și foarte delicioase. Dar are niște ardei. E greu când partenerii au același profil bun. Unul mai face odată un sacrificiu, altul încă o dată. Ai stat-o până acum, lasă-mă și pe mine, măcar acum când ne dăm mai aproape. Când ne dăm... Bine, la cine și te lăs pe tine, după mă mut eu înapoi. Hai, ne dăm mai aproape și primul care o să clipească o să piardă și o să trebuie să-ți mănânce un ardei picant, ok? Aoleu! Hai, așa, 3, 2, 1 și... Mă, ce-ar fi să pierd, ai nemuit? Mamă, frate, ce ochi mare ai. Mulțumesc. E un foarte mișto, de-aia pierzi mereu, că tu ai ochi mari. Mamă, e cu mine asta, nu? N-am cum, n-am cum. No! Hai, bine, și pe partea asta poate ai mai mult noroc. Îți mai ofer o șansă, eu, campionul mondial. Hai, 3, 2, 1 și... Ai clipit de mult, știi, nu? Nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Am clipit? Da! Nu-i corect, n-am clipit! Ba da, ai clipit! Uite, acum nu clipesc! Ai clipit de mai multe ori! Uite! Aaaa, să-l și da, te-ai clipat și eu! Da. Mai vreau o dată, hai! Ia, hai 3, 2, 1 și... Hai, iubirea mea, bagă ardeiul direct din porcare, asta bine, e conservat, de... Cred că dacă mai vreau două ori, două lacrimile de la miros. Chiar...
E vegan? E vegan? Hai de Hani, uite-te la mami. Gata, mai vrea, mai trebuie? Oi, o guriță, hai, să fie două, două, numărul nostru. Mama! Hai că poți, hai că poți, de, hai că după vine laptele, după vine laptele, hai. De. Mama, dar am mușcat, ai nemurit! Hai cum s-a dus, du-te. Tu ești bine? Iubire, ești bine? Aoleu! Mama, nu mai țin limba! Pule, dacă tot a venit vara și suntem pe fitness, pe da, e că da. S-o de pe d-astea, o să am o probă pe fitness. Mi-a zi. Iar pierzătorul va trebui... Vrei să pornesc prima dată cu pedeapsa sau prima dată cu challenge-ul? Pedeapsa, hai. Cu pedeapsa, cu ce mai rău, nu? Da. Știi că îți spunem eu la începutul clipului că... Asta e aia cu piscina. Asta e aia cu piscina! O să trebuiască... Hai, zi, ce trebuie să fac? Nu știu dacă... O să-mi scot la iveală toate abilitățile mele de mare sportivă. Nu știu dacă am spus la început de clip, dar pe lângă că e noapte și apa din piscină e rece... E clar mai rece. Acum un sfert 20 de minute, cam așa, un sfert de oră, a dat o ploaie. Păi, jale, rău de tot, adică din aia cu fulgere, cu vârtejuri, cu din aia, adică apa din piscina cred că e... Nu, dar chiar a plouat rău de tot și cred că e mult mai rece apa. Așa că, puiule, pierzător, va trebui să se arunce în piscină. Eu va trebui să fac cât mai multe flotări, iar tu va trebui să faci, iubire, cât mai multe genoflexiuni. Și vezi că ți-ai luat mare țeapă cu challenge-ul ăsta, eu la fiecare antrenament... de sport, pe care îl făceam când făceam sport, mă rog, începeam cu genoflexiuni and I'm so damn good at genoflexiuni. Și eu sunt destul de bun la flotări. Faza este că dacă eu fac 30 de flotări și tu faci 29 de genoflexiuni, eu câștig. Hai să dăm drumul la flotări și hai să vedem cine o să facă baie în piscina rece ca iața. Hai, 3, 2, 1 și 1, 2. Zic cum face tare! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42. Adică vrei să spui că acum eu trebuie să intru în piscina aia super mega udă și super mega rece? Da. Hello guys, ce faceți? Suntem la piscină. Da, a plouat forță maximă, nu știu dacă vedeți, dar pe aici e apă. Adică și pe jos. Nu ziceți că vă mint peste tot. E frig afară, adică gândiți-vă că e... Cântă cocoșul? Da, cântă cocoșul. Te arată este, cât e ceasul. Este seara de vară, da? Și ar trebui să fie cald, mie mi-e frig în tricou. Deși vara, seara, poți să stai și în tricou, adică nu e... Mă rog. E frig, a plouat. Da. Între timp am mai filmat una alta pentru vlogul ăsta, am mai filmat încă un vlog pentru că am zis că mă mănâncă tari. Hop! Mai puțin că mă arunc direct în piscină. Și între timp, ora nu s-a mai făcut. Cât, mai țin minte când am zis eu pe vreo 10 jumate. Da, este frate. 5 dimineața, e ora 5 dimineața, fraților. Deci dacă asta nu merită un like, nu știu ce merită un like. Este ora 5 dimineața. Deci ca să înțelegeți, eu abia acum îmi dau seama de ce Anto a spus: iubire, hai să filmăm challenge-urile prima dată și după să filmăm provocările. Pentru că în următorul challenge, bineînțeles că pe Anto o să-l vedeți așa normal cum este acum, nu ud cum o să fie, eu abia acum am realizat că el știa de fapt ce provocări a pregătit. Da. Și că va exista provocarea cu piscina și vă mai dau eu încă un indiciu ce va exista pentru că am făcut challenge-ul și o să vedeți vă cine pierde. Vă dau eu indiciu, e în thumbnail și în titlu. Exact. Și... Mamă, iubire, cum ți s-a făcut? Asta mi-a făcut ziua aia de bunită. Mamă, cine mai face mai la potrivire? Ți-ai grijă, nu tot a făcut.
Mamă, cum ți s-a lipit tricou. Bun, iubirea mea, pentru următorul challenge am pregătit un clip extrem, extrem de amuzant. Bine, nimic că eu nu știu dacă e foarte, foarte amuzant, pentru că nu l-am urmărit de la început până la final, pentru că am vrut să fie o reacție naturală, să avem amândoi o reacție naturală. Da, pe primele l-ai văzut. Dacă, fii atent, dacă la primele două râd, nu se pune. Bine, dar oricum îți promit că tot ce am văzut a fost doar omul ăsta care merge pe bicicletă și mi s-a părut nu știu, amuzant că sunt failuri, știi? Asta, okay. Asta a fost tot. Iar cel care va pierde, știi ce va primi? O felie de pâine. Așa. Așa. Care va conține peste un strat frumos de pastă de dinți. Iu, mamă, așa că sper, sper să nu pierd. Imaginați-vă o felie de... Fiți atenți, că eu așa mi-am imaginat-o. O felie de pâine cu pastă de dinți așa întinsă, așa, așa frumos, exact, exact, cu cuțitul și că mușcați din ea. Bun, ești pregătită, pâine? Da, hai. Hai, 3, 2, 1 și... Râs cu dinți, bine? Râs cu dinți, da. Da, nu te mai ține. Asta trage, nu se mai pune. A, deci puteam să râd, firar. N-ai cum! Uite-te cum stă cu mâinile, e așa milă de el. De înghețat apa, de ce nu s-a dus? O felie de pâine cu pastă de dinți. Prefer brandul la pasta de dinți? Nu, s-a ok. Ok, orice pasta de dinți. Gust de fructe, de ceva. Să fie de cu albire pasta de dinți. Cu albire, am înțeles, da. Așa o să fie. Trebuie pasta. Mamă, și albastră. E frumos. Și asta a întins. Stai, păi am luat aici special. Dar chiar e gustos. Gândește-te că e jeleu. Jeleu albastru. Pe pâine? Da. Ia zi, tati, vrei și tu să faci? Mă, cine iubește așa pe noi, mă? Ce s-a făcut noi de tăi, eu nu iubește așa de mult, da? Zi! Da. Să vedeți ce frumos întind. Mănâncă! O singură gură iau. Mănâncă! Eu oricum nu prea mănânc pâine. Și așa, nu știu, și pâine și cu pastă. Hai, de dinți. Dă-i, că poți. Oh! Dă-i, și acum amestec un pic. E bună? Nu este trebuie, nu? Râde ce asta de tine? Gata, te și scuipă dacă nu e bună. E ok, e regulă. Bun, iubirea mea, pentru următoarea probă. Deja știi ce o să trebuiască să facem, dar nu știi pedeapsa, pentru că i-am spus de dinainte, iubite, ce trebuie să facem. Pentru că a trebuit ca iubita să-și aleagă o piesă, iar eu să-mi aleg o piesă. O piesă pe care cred eu că iubita nu o știe și... Iubita a ales o piesă pe care crede că eu nu o știu, pentru că acum o să facem continuu versul. O să ascultăm o piesă până la un anumit timp, când noi o să punem pauză. Iar celălalt o să pună pauză. Exact, și noi o să trebuiască să continuăm versul. Cine știe, câștigă, cine nu știe, pierde. Dacă e egalitate, nu te să facă nimeni provocare. Dacă pierde amândoi, o face amândoi. Vreau să spun, iubirea mea, că această provocare este cea mai rea provocare din tot clipul. Adică... Păi mi-ai zis că una e aia cu piscina. Prima și cea mai rea e una... E groaznic să faci așa ceva. Așa. Cel care pierde o să trebuiască să-și spargă 100 de ouă în cap. Nu te cred. Faci mișto, nu? Nu, cel care pierde la acest challenge, chiar dacă pare un challenge micuț, o să trebuiască să-și spargă 100 de ouă în cap. De ouă în cap.
Bine, nu chiar 100 de ouă, dar 72, 82, fac. Avem frigiderul plin, stai liniștit, am o ocupare asta. Da, asta știi, pe asta mi-e... Hai, pune, ești gata? Hai. 3, 2, 1 și... Went together and I gotta play cool. Cause I'm losing you, I'll buy you anything, I'll buy you anything. Cause I'm in pieces, baby fix me, and you shake me till you... Păi de ce credeai că nu știu piesa asta? Nu știu dacă vă țită la fața mea, dar aia este fața când afli că urmează să spargi 100 de ouă. Bine, nu! Am spus că dacă eu câștig... Stai, am spus că dacă și eu câștig, nimeni nu se spargă. Tu nu știi că eu am fost mare fană Justin Bieber? Bune, cum să nu știi piesa asta, Baby, de la Justin? Eu știu, dar m-am gândit că nu știi, că e veche. M-am gândit că o știi ca piesă, dar m-am gândit toate versurile. Știu inclusiv partea de rap! Hai! Stai, e română piesa asta? Da, hai! Adună energie! Energie! Pentru un milion de ani! Și ouăle, adu-mi ouăle! Păstrează pentru mine bucuria ce-o ema! Ai luat piesa de după vremea Ceaușescu! Ei, hello! Frate, e foarte mică, pentru că trebuia să știu piesa asta. Dacă nu știi, se numește exact cum se numește cățelușul nostru, Harry. Măcar nu știu. A, păi, pentru cei ce au văzut tot episodul până acum și au urmărit în întregime, vreau să vă spun că chiar am avut iar de suferit în episodul ăsta. Și cum se face ca... Nu înțeleg cum ai norocul ăsta, Doamne, pe bune. Chiar ai norocul ăsta, fix cele mai proaste provocări, cele mai rele ție să-ți pice. Da. Ce pot să zic, ești un iubit minunat. Și eu cred că din adins mă pierd ca să... E prins cu mine, yeah. Asta oare. Și știți că e faza? Pentru această provocare o să-mi sparg 100 de ouă în cap. Da, 100, 100. Bine, poate nu chiar 100, 90, nu le-am numărat, doar știu că sunt foarte multe ouă. A, o să le număr acum. Sunt în jur de 100, am rotunjit, na. Da, faza dar este sunt că... sunt multe oricum. Faza este că eu... faza este că noi acum făceam provocările. Este ora 5 dimineața. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la provocarea cu piscina. Și faza este că acum am tocmai și am ieșit din piscina, am hainele ude și rești pe mine, că am ieșit din piscina aia care avea vreo 15 grade, că e seara și plouat. Și acum o să dăm cu ouăle astea care sunt din frigider tocmai aduse și... Și care... începem! Da. 1. Da, trebuie știți, s-a întâmplat nimic. 2. Să nu se sparge. Ia, ce preferea să... Auuu! Mi preferea să spar mai, nu știu, mai aici, cumva. Stai. Mulțumesc, păi, apreciez. Omletă. A, da, mulțumesc. Apreciez. 2. A few moments later. 71. Mamă, frățioare. 72. De mai deși în cap, nu. 73. Uite, nu se face de asta. 74, cred. 75. 76. 77. 78. 79. Ce-ți găleapa frățiorilor. 80. Și 81. Deci ca să înțelegeți câte au putut să cadă, are 71. 81. 81 de ouă pe el, săracul. Știu că știți că acesta este ultima provocare. Deci astfel, nu mai știu să vorbesc, că ești nebun. Cam aici se încheie vlogul, guys. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like. Îi mulțumesc mult iubitei mele care a stat cu mine până la ora 5 dimineața să mă ajute să filmez vlogul. Eu este o iubită minunată, nu vă vine să credeți cât ajutor a fost iubita mea pentru mine. Și fără acest vlog n-ar fi fost posibil. Dați acolo butonajul de like pentru Anto, că săracul... În momentul de față ea șterge ouă de pe vece. Din cadă. În momentul ăsta ea șterge ouă de pe cadă, pentru că e o grămadă de ouă și ea mereu mă ajută la absolut tot ce ține de vlog, așa că mereu când vedeți un vlog postat, că e pe canalul meu, că e pe canalul ei,
Să știți că suntem o echipă. Suntem o echipă, da. Iar acum acestea fiind spuse, vă dați să rupeți puterea, 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 vă dați să rupeți puterea